Ei, salutare, prieteni, eu sunt X-Breaker, bine v-am regăsit la un nou episod de PES 2018 România, care era cu Steaua, după cum am promis și pentru cei care au văzut comentariul, am zis comentariul, postarea pe Facebook, am promis că o să revin cât mai curând posibil, iată că revin. Pentru cei care nu știu, am avut anumite probleme, am ajuns pe la spital pe aici, dar iată-mă că sunt în formă și sunt pregătit să înving pe cei de la Tottenham. Haideți să vedem cum stă treaba în grupa asta de UEFA Champions League. În continuare avem șanse să pierdem. Tottenham nu trebuie să ne învingă și Barça. Dacă, fiți atenți, deci dacă Tottenham ne bate pe noi și Barça bate pe Nice, e posibil ca noi să fim out. Dacă noi facem egal cu Tottenham și Barça bate pe Nice, ceea ce e foarte probabil, Barça merge mai departe și cu noi, iar Tottenham se duce în Europa League. Haideți să vedem ce se întâmplă, să vedem dacă Denis Alibek va mai face spectacol în UEFA Champions League, să vedem dacă Tottenham ne va mai învinge, pentru că din câte știu eu ne-a bătut în partida tur, Benzar, Planic, îl bag pe Stăncioiu. Îl bag pe Stăncioiu în Champions League, Găman, Momcilovic, Pintrine, Delcu, Alibek, Tănase, îl bag pe Denis Man. Ba pe Denis Man, asta e echipa noastră împotriva celor de la Tottenham. Haideți să vedem dacă facem față în această ultimă partidă din grupele UEFA Champions League. Voi, dacă vă doriți astfel de episod, uitați să apăsați butonul de like, să vedem ce face Tottenham cu Steaua. Voi, un pronostic, eu zic un 3-2 sau 2-1 pentru noi, pentru Steaua. Voi ce credeți că se întâmplă? Bate Tottenham, batem noi? Lăsați-mi acum în comentarii, haideți să vedem cine ghicește rezultatul final. Suntem gata de începerea partidei de Tottenham, atacă de la stânga la dreapta. Va fi greu, dar nu e imposibil. Să vedem. Tottenham trebuie să câștige ca să fie sigură de calificare. Avem, iată acum, o șansă bună. Denis Man. Denis Man, concentrare pentru Florinel Coman! Wow! Dumnezeule mare, ce intervenție are goalkeeperul! Centrare super bună, plonjon bună lui Coman, dar se opune portarul. Cât de bine, cât de bine respinge! No. Trebuia să marcăm, Budescu centrează, același Florinel Coman! N-ajunge la balon, să vedem dacă Denis va ține mingea în teren. No. Nu ține mingea în teren, Denis, o atmosferă superbă pe stadionul celor de la Tottenham. Lamela, Eriksen. Eriksen cu Kane, cei mai periculoși, după părerea mea, bine blochează Planici, Budescu. Budescu, Alibek pentru Florinel Coman, din nou atacăm și suntem din nou periculoși. Centrare bună, e gol, e gol, e gol, e gol, e 1-0. Magicianul Budescu! Magicianul Budescu marchează și este 1-0 pentru Steaua în deplasare la Tottenham. Vor n-are ce să mai facă de aceasta, te respinge în primă fază, dar după Budescu trimite mingea poartă. Este 1-0 și stadionul a amuțit în aceste momente. Tottenham riscă să fie out din UEFA Champions League. Cine se aștepta la așa ceva? Dar cine se aștepta ca și Barça să fie pe locul 3 momentan? 1-0 pentru Steaua, da, da. Așa da, așa da, băieții mei, Steaua deschide scorul în minutul 8 cu Tottenham, însă să vedem replica acestora. Va fi greu, dar nu imposibil să terminăm măcar la egalitate. Da. Nu e faul, joc, oh, execută repede, încearcă să ne surprindă, nu reușesc, Alibek acum, Alibek. Din prima pentru Florinel Coman, șansă din nou de gol pentru Steaua, i-a prins pe contraatac, să-l vedem pe Florinel Coman. Ce va face Coman? Pasează Budescu! Oh, ce intervenție are portarul! Bun șutul lui Costică Budescu, cât de bine intervine portarul! Iată, faza, pasa bună, preluarea n-a fost wow, doar cum scoate, cum o scoate de acolo? Corner pentru noi, Budescu centrează, cam lungă, întoarcem, Romario Benzar și Alibek, oh, blocat în ultimul moment, Tottenham degajează balon afară terenului, sunt la pământ în aceste momente, sunt la pământ cei de la Tottenham, nu reușim să centrăm, Denis Man se luptă să recupereze balonul, nu o face. Haine, Delcule, oh, ce ușor ne-au scos aici. Bun călcâiul ăsta.
Trebuie să strângem cumva. Iată ce fază frumoasă, însă e Romario Benzar, dar nu face preluarea foarte bună. Este corner pentru Tottenham. Trebuie să avem mare grijă aici. Stâncioiule, vreau să fii în formă. Oh, scăpăm, 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 ceea ce e bine. Este repetat din colțul care are limit de 6 metri. Stâncioiu pentru Coman, Coman cu lamela. Pintili recuperează. Oh, dar nu l-am înțeles pe Pintili ce a vrut să facă atât pe Budescu un pressing. Coman recuperează. Coman îl vede bine pe Denis Alibek. Ce șansă avem de 2-0. Cum ar fi un 2-0 acum, Alibek? Oh, iese goalkeeperul și reține. Tottenham nu pare foarte sigură de jocul său. Pare că are emoții mari. Nu știu, oare calificarea asta să îi pună atât de mult în dificultate? Să vedem ce se va întâmpla până la final. Ajunge Harry Kane înainte la Nedelcu cu depășit ușor și este lovitură liberă pentru Tottenham. Nu-i nimic, e bine că ține mingea acolo departe de careul lui Stâncioiu. Minutul 29, în continuare, scorul este în favoarea stelișilor, 1-0, dar să vedem această fază, blocăm bine. Oh, însă Nedelcu greșește destul de ușor, pasă pentru Kane. Kane urmărit de Planici, vine pasa bună și e 1-1. Eriksen, iată, unul dintre cei mai periculoși oameni, cum a spus și mai devreme în debutul partidei, reușește să-l învingă pe Stâncioiu cu un șut în forță, un șut ce nu-i dă nicio speranță acestuia. Haideți să revedem, Nedelcu a greșit aici. Planici scos ușor de această întoarcere, șutul însă e imparabil. Șutul e imparabil, 1-1, minutul 30. Steaua trebuie să se țină tare. Nu trebuie să ne panicăm. În aceste momente suntem calificați, indiferent de ce se întâmplă în cealaltă partidă. Bună trecerea lui Momcilovic. Pasă pentru Alibek. Alibek așteaptă sprijinul în care încearcă centrarea și obține aruncarea de la margine. Asta e bine. Florinel Coman. Coman, Budescu. Budescu. Budescu blocat. Din nou Florinel Coman. Pasă pentru Alibek. Alibek, Budescu. Budescu. Încă o dată de posedat. Șansă de contraatac acum pentru Tottenham. Iată cum greșesc destul de ușor cei de la Tottenham această fază. Trebuie să ținem de minge. Nu prea avem unde să pasăm. Planici, nu trebuie să greșești. Pasă în margine Nedelcu. Aștept plecarea lui Denisman. Vine plecarea lui Denisman. O centrare din prima pentru Alibek. Cât de aproape Denis. Cât de aproape Denis Alibek, iată șansă mare din nou pentru Steaua. E bine că nu renunțăm. Pintili, Coman însă n-ajunge la balon. Cam slăbuț Pintili, ce-i drept. A avut două faze în care nu pare că nu are curajul să intre la duel. Ceea ce nu-i bine, într-o parte de UEFA Champions League, e ultima fază acestei. Prima repriză, iese mingea afară și este pauză, 1-1. 1-1 la pauză și o să vin cu o modificare. Teixeira va intra, va intra și Tănase în locul lui Denisman. Momentan doar două modificări, pentru că e bine așa. Cerează totdeauna, mai l-au și pe Sterling, nici am văzut eu Sterling, Llorente, Ali, Dembele, Davies, Pazna și Loris. Nu înțeleg de ce Loris este rezervă. Nu înțeleg, pentru că e un match în care constă calificarea, dar poate așa a fost, am văzut că doar cu el a jucat în UEFA Champions League, doar cu vor. Benzar. Hai, Tănase, pleacă. Tănase, nu-mi fă și tu, erori, Tănase. Iată ce șansă are acum Tottenham. Planici, trebuie să-l blocheze pe Son. Planici din nou întors ușor. Scăpăm, scăpăm, scăpăm cu fața curată. Iată, face semne să avanseze jucătorii, asta fac băieții noștri. Bine, ne luptăm pentru acest balon, cu noroc mingea rămâne la noi. Alibek, Tănase, Tănase încearcă pentru Coman, dar mingea lovește un jucător de al nostru.
Hai să vedem ce va face Alibek. Nu-l lasă să execute scurt. Câștigă mingea asta, te rog. Oh, mingea ajunge la Wanyama. La Mela. Iată aici șansă pentru Dodeam. Budescu face și el faza defensivă. Budescu stă bine pe picioare și avem șansă de contraatac. Florinel Coman avansează Mbappé de România. Florinel Coman cere mingea Alibek, o primește, se întoarce, încearcă Coman să ajungă, dar nu reușește. Teixeira, iată, se duce și el în margine. Introdus în locul lui Pintili, care n-a făcut o primă repriză excelentă. Bine blochează însă Valerica Găman, aruncare de la marge pentru Dodeam. Până acum Dodeam nu face modificări. Iată o minge lungă, nu! Bară! Respingem! Și scăpăm, e faul de galben, lasă-mi jocul să continue. De ce faci asta? De ce nu lași jocul să continue? Scăpăm pe contraatac, dă-i cartonașul. Nu cred, nu dă nici galbenul măcar. Așa ceva. De ce să faci una ca asta, să-mi oprești faza și nici măcar cartonaș galben nu dai? Avem aruncare de la margine. Decizie puțin ciudată aici. Coman așteaptă, dar ține mingea prea mult la picior și pierde balonul. Tot de am din ce în ce mai periculoasă la poarta noastră. Este și normal, e la rezultatul ăsta. Sunt out. Dacă Barça câștigă cu Nice, da. Cum spuneam, e foarte puțin probabil ca Barça să nu câștige. Noi ținem de minge pentru că dacă ține de minge e bine. Pas acum încercată de Alibek pentru Tănase, nereușită. Trebuie să blocăm cumva, facem un faul de galben. Jocul continuă, publicul în picioare și foarte, foarte nervos. Haideți să vedem cum ne descurcăm la faza asta. Momcilovici, foarte bine. Pasă cu Florinel Coman pentru Denis Alibek. Peste adversar, foarte bine Alibek. Să-l vedem pe Alibek ce face. Întoarce Coman acum. Centrarea nu era deloc. Iese însă foarte bine portarul și reține. Trebuie să mai rezistăm puțin. Nedelcu face faultul, dar eu fac schimbarea acum. Cu siguranță că va vedea galbenul. Nu, nici nu mă îndoiesc, da. Noi îl vedem. Îl bag pe Harlem Nioere. Îl scope Alibek, destul de obosit Alibek. Intră bizonul Nioere. Să vedem dacă va putea face față celor de la Tottenham. În ultima perioadă, în jocul nostru, Nioere n-a mai fost așa activ. Planiș câștigă duelul. Nedelcu pierde, însă destul de ușor. Planiș blochează. Teixeira, Coman, oh! Nu așa Teixe, tot el reușește recuperarea. Bizonul Nioere acum. Nioere avansează, hai că ești proaspăt Nioere. Pasă pentru Florinel Coman. Nu prea are pe nimeni care o vine acum Tănase. Este corner și e foarte bine. Măcar scoatem un corner. Avem posesie și asta e bine. Vine centrarea, sare Nedel cu Benzar. Se duce în margine pentru că n-avea soluții. Întoarce mingea pentru Nedelcu. Teixeira, Nioere, iată-l pe Harlem Nioere! Wow, ce ocazie pentru bizonul nostru! Nu-i nimic. E bine, frumos a reușit să dribleze de această dată. În continuare, atmosferă superbă aici, dar Tottenham încă trăiește periculos. 8 minute, încearcă schema. Nu știu dacă e momentul potrivit pentru scheme, Nioere. Pentru Coman, așteptăm pe cineva în careu, Coman se întoarce bine, Momcilovic, exteriorul acestuia pentru Budescu, gol Budescu, da, cred că se pune totuși autogol, dar Budescu reușește să lovească balonul cu capul. Foarte bine, foarte bine! Steaua are 2-1 și nu mai poate pierde calificarea. Iată-l pe Budi! Cum reușește să aducă din nou Steaua în avantaj 2-1 și Tottenham? Nu cred că mai are vreo șansă. Poate doar să spere ca Nisul să încurce Barça, ceea ce mi se pare aproape imposibil. Recuperăm! Nioere pierde ușor balonul. Nedelcu se luptă.
Eriksen, 2 la 2. Njoere, njoere, njoere. Nu înțeleg, ar trebui să ia mingea și să se grăbească. Kane marchează Stănciu, cred că a atins puțin balonul dacă nu mă înșel. Priviți. Hai să le vedem ce frumos. Gaman pierde duelul. Greu. Era greu să ajungă la mingea asta Stănciu. O șut în forță de aproape, dar noi trebuie să ținem acum de balon. Minutul 90. Nu mai este mult și se va termina. Tănase, Nedelcu, Gaman. Ultima fază, suporterii au început să uiduie. Coman și se termină, Steaua termină pe prima poziție în grupele UEFA Champions League. Bucurie de redescris cu adversar precum Tottenham, Barcelona și Nice. Da, da, iată ce calificare reușim. Doamne Dumnezeule, așa ceva, așa ceva istorie reușește să facă Steaua în grupele UEFA Champions League. Sunt foarte curios ce se întâmplă, ce s-a întâmplat în cealaltă partidă unde Barcelona a întâlnit Nice-ul. Haide să vedem. Haide să vedem cine ce face. Barça 0-0 cu Nice. Tottenham merge și ea mai departe. City ia bătaie, Sevilla bate pe Chelsea. Ce rezultate surprinzătoare, chiar surprinzătoare. Roma bate, Bayern bate, Atletico bate, Juventus bate Liverpool, United 2-0 cu Olympiacos, PSG bate Basel, Viitorul ia bătaie rău de tot. Ei, și la dacă nu dădeau golul în 89, cred că Barça mergea mai departe. Îmi pare rău pentru ei. Haideți să vedem cine s-a mai departe. Chelsea și Sevilla. Napoli a rămas în Europa League. Dinamo Zagreb acasă. City, Monaco, Sparta, Moscova. Europa League, Slavia, Praga părăsește competiția europeană. Barça se duce în Europa League. Nice părăsește competiția europeană. Borussia Dortmund, Benfica, Shakhtar în Europa League și Copenhaga out. Bayern München, Roma, Porto, Europa League și Anderlecht out. Juventus, Atletico Madrid, Liverpool, Europa League. Tel Avivul 0 puncte out. În grupa G, Real, Manchester, Olympiacos în Europa League și Rasenballsport Leipzig. Un punct rămâne acasă, Viitorul rămâne și acasă cu un singur punct. PSG-ul și Beşiktaş merg mai departe în Champions League, iar Basel se duce în Europa League. Sunt foarte curios cu cine vom apuca. E foarte, foarte, foarte dificil. Sper să nu fie Real Madrid, Manchester City. Sevilla FCSB, Sevilla FCSB, Monaco Chelsea, Tottenham Real Madrid, iată, Benfica PSG, Roma Borussia, Atletico Madrid City, Manchester United, Juventus și Beşiktaş, Bayern München. Noi întâlnim Sevilla, parcă am mai jucat Steaua cu Sevilla, nu? Da. Dacă nu mă înșel, da, am mai jucat momente foarte, foarte frumoase. Primim și un bonus pentru că am mers mai departe în Champions League, jucăm cu liderul Chiajna. Dacă e lider, păi atunci hai să-i batem. Hai să-i batem, să jucăm și să-i batem. Am văzut că sunt în formă. Nu știu dacă sunt învinși și asta trebuie să ne uităm în clasament. Nu cred că Chiajna a fost învinsă. Păi, no. Am ofertă să mă duc la Porto ca antrenor, dar nu voi părăsi clubul. Mai ales după ce am reușit să mă calific mai departe în UEFA Champions League. Mergem în Spania, că nu ne interesează. Liga 1 Betano are o singură înfrângere, 19 goluri marcate, 6 primite, suntem la egalitate, să zicem, la golurile primite, noi, Botoșan și Chiajna. Gazul are și ea puține goluri primite, dar are și foarte puțin date. Învingem și ne apropiem la 2 puncte de Concordia Chiajna. E foarte importantă o victorie în partida asta. Mergem să jucăm. Nu știu dacă să joc cu un Noire titular sau nu, pentru că m-am cam dezamăgit în ultima perioadă, dar voi juca pentru că trebuie să mai odihnească și Alibek, Planić, Bălgrădean, Budescu, Tănase va intra în repriza secundă. Asta este echipa noastră împotriva celor de la
Concordia, Chiajna, Pena Marina, Ducă în Prebliță, Cristescu, Grineanu, Băr, Boianu, Fota, Manase, Albu și Caparco. Haideți să vedem dacă Pare Național învinge în Concordia, Chiajna, o echipă ce, iată, surprinzător se află prima poziție, o singură înfrângere au cei de la Chiajna. Dar noi le vom aplica a doua înfrângere în acest sezon. Asta trebuie să se întâmple. Vreau să fie o înfrângere usturătoare, să ne scoate fotbalul din cap. Dar rămâne de văzut. Pare Național, Steaua întâlnește Național, Steaua întâlnește Chiajna. Era să zic tot Național Arena. Chiajna, surprinzătoarea echipă din Liga 1, liderul. Oh, hai Tănase. Prins pe călcâie Tănase. Grădinaru, Pena, sunt curios să văd cum joacă liderul, serios. Foarte, foarte curios, ne luptăm aici, câștigăm duelul. Haide bă, haide bă, lasă-mă bă în pace cu faulturile astea, băi, bă, bă, arbitre. Iată și vele și galben, găman. O minge înălțată, Plani se luptă, nu câștigă, dar șutul se duce pe lângă poarta apărată de Bălgrădean. Bălgrădean degajează bine până la Pintili, acesta din prima pentru Momcilovici. Coman, Budescu, iată, Nedelcu, Tănase, așteptăm plecarea Bizonului, jucăm însă în margine, Benzar pentru Bizon! Nu înțeleg, nu mai înțeleg, de ce nu dă din prima? Benzar, poziție de șut pentru Benzar, reține Caparco. N-am înțeles aici ce a vrut să facă Bizonul Nioiere. El recuperează. Budescu. Bine, curge frumos faza asta. Tănase. Tănase întoarce pentru Budescu. Budescu avansează. Constantin. Nioiere. Călcâi. Bine, jucăm aici Pintili. Pintili. Pintili 1-0. Pare Națională, Steaua deschide scorul prin Pintili. Minutul 15, o super execuție și o pasă bună a lui Noiere cu călcâiu. 1-0. Steaua conduce liderul Concordia Chiajna, da? Așa, dar priviți aici, fentă de șut. Ce frumos trece printre cei doi. Șutează imparabil pentru Caparco. Și avem 1-0. Avem 1-0, da? Da, băieții mei. Priviți călcâiul lui Nioiere aici, Pintili trece, așteaptă super șutul însă. Imparabil, 1-0, Chiajna e condusă. Mulți se întrebau cât va mai rezista Concordia Chiajna pe prima poziție. Oricum va mai rezista cel puțin o etapă pentru că ne vom apropia doar la două puncte de ea. Iată însă replica celor de la Chiajna. Să vedem, blocăm bine, Budescu. Pasă pentru Coman. Și acum, Coman pentru Nioiere, care nu știu dacă este în offside, jocul continuă, Nioiere se luptă, câștigă duelul Nioiere, Harlem Nioiere, Harlem Nioiere, Harlem Nioiere, ce bine a blocat, ce bine a blocat. Era greu oricum să dea gol din poziția aia, va centra Costică Budescu. Budescu pentru Nioiere, Nioiere se întoarce, pasă pentru Romario, Benzar, Benzar în blocaj, Tănase. Nedelcu! Nedelcu! Lasă că e bine! Jucăm frumos, cum spunea, vreau să le scoatem fotbalul din calcelor de la Chiajna. Până acum, jucăm bine și dacă vom juca stilul ăsta, cred că vom mai da cel puțin două goluri. Iată aici, aproape de o recuperare, Planici, bine! Tănase, greșește pasa, Nioiere pleacă cam târziu, Tănase încearcă recuperarea. Oh, cât de aproape a fost Nioiere. O minge înălțată. Benzar câștigă însă duelul. Aici Budescu foarte atent. Am auzit un fluier, am crezut că arbitru oprește jocul, dar îl continuă. Tănase. Tănase de unul singur. Tănase. Intervenție corectă. Tănase, hai, lasă protestele. Caparco degajează. Planici. Planici, nu câștigă duelul la cap, dar mingea este în posesia noastră. Valerica Găman are cartonaș galben, trebuie să aibă foarte mare grijă. Benzar. Benzar. Pleacă Tănase, în care e Nioiere, cere mingea Nioiere. Iată-l pe Nioiere, iată-l pe Nioiere. Până la urmă, reușește Bizonul să puncteze. Da! Mă bucur că reușește Nioiere, poate...
Golul ăsta îi va mai crește moralul și ambiția în același timp. Bună centrală lui Tănase. Nioere câștigă de la cap ca Parco. Nu cred că se aștepta la asta. Cred că e și puțin vina portarului, pentru că aici ia un gol chiar pe direcția sa. 2-0 în 34. Cum spuneam, vreau să batem liderul Chiajna la scor. Iată recuperarea lui Budescu. Șansa din nou de gol Budescu. Mai departe pentru Tănase. Tănase. Caparco respinge. Cred că ar fi trebuit o pasă a lui Tănase. Nu-i nimic. E bine. Tănase a vrut și el să marcheze. Budescu va centra. Budescu. Florin Tănase. Caparco aici are o intervenție superbă. Planiș câștigă de la cap. Încercăm acum un joc de pase superb al nostru, Budescu. Tănase. Vine! Aproape de 3-0. Trivișev frumos îi scoatem pe adversar din pase. Budescu, Tănase. Vine șutul puțin pe lângă poartă. Da, Chiajna în aceste momente este la pământ. Ce atmosferă frumoasă și pe arena națională, unde suporterii sunt alături de noi. Plus că scorul este în favoarea noastră, venind după calificarea din UEFA Champions League, unde am reușit să ne clasăm pe prima poziție, spre surprinderea multora. Iată-l aici, pe Bălgrădean. Eroarea lui Valerica Găman. Planiș trebuie să strângă. Bălgrădean, 2-1. Pena punctează, 2-1. Aici totuși, de ce ești Bălgrădene? De ce ești? A venit Planiș să strângă. Era Planiș aici, exact cum a făcut și Caparco la golul lui Nioere. Nu-i nimic, 2-1. Iar partida se încinge. Va fi un final, va fi o repriză secundă, mai bine zis, foarte interesantă. Iată-l aici pe Nioere. Încercăm, alergă Nioere după balon, se termină prima repriză, 2-1 pentru Steaua. Am primit un gol, dar asta nu mai contează. Denis Man, Tănase în locul lui Florinel Coman. Mai schimbăm ceva? Budescu cu Tănase. Îl odinici pe Costică, îl odinici pe Magician. Deși jucăm cu liderul, n-ar fi trebuit așa, dar am încredere în băieții mei că vor mai înscrie. La ce repriză am făcut, putem să mai dăm gol. Tănase vreau în schimb să nu mai fie așa egoist. Iată aici, pase bune, Chiajna începe destul de bine această repriză secundă. Momcilovici, derutat aici la această fază, nu înțeleg ce s-a întâmplat. Momcilovici ține mingea Găman în teren, din nou eroarea lui Găman. Valerica, ce ai? Tănase. Bine aici, Nioere. Bun driblingul lui Harlem Nioere, 6 de gol pentru Steaua. Nioere șutează în blocaj, vine Nedelcu cu șutul. Ce golazo Nedelcu! Da, Nedelcule! Nu-l lași pe Nedelcu să șuteze de acolo, pentru că are șuturi superbe, practic de pe loc. Practic de pe loc, Nedelcu are o super execuție. Priviți aici pasa, șutul lui Nioere blocat. Mingea vine la Nedelcu, care șutează viclu fenomenal. 3-1 pentru Steaua. Da. Iar Chiajna nu știu dacă mai are puterea să revină. Mi-e greu să cred că mai poate reveni Chiajna. În aceste momente stăm mai bine ca ei la goluri primite, să spunem așa. Bărboianu. Respingem în corner. Găman este cel care a trimis balonul în corner. Șansă pentru Chiajna acum. Aici nu iese, nu a ieșit Bălgrădean, a ezitat. Mingea rămâne în posesia celor de la Chiajna. Este aruncare de la marge pentru Steaua, ceea ce e bine. Să vedem cum vom repune pentru Planiș scurt. Planiș
Până la Momcilovici, care? Băi, Momci, așteaptă balonul, nu l-am înțeles aici. Momcilovici ezită și le dă șansă celor de la Chiaja să puncteze. Ho, ho, ho. Ce ratare, ce șansă. Ce șansă au cei de la Chiajna, Bălgrădean. Pentru Tănase, Tănase câștigă de la Capintili. Iată că pleacă Momcilovici. Momcilovici, cere mingea Harlem Nioere, o primește, pasă pentru Pintili. Nu a reușit să știi, să depășească adversarul Pintili. Iată însă Tănase, foarte bună recuperarea, pasa însă nu e cea mai bună. Bine Momcilovici, Momcilovici e fault. E fault, dăm și noi minge, aici arbitru dădea fault. N-am mai înțeles nimic. Jocul continuă, Chiajna, iată cum poate fi periculoasă, Tănase, călcâi pentru Pintili, șansă de contraatac pentru Steaua. Tănase nu mai poate. Tănase nu prea mai poate, un fault acolo nesesizat de arbitru. Ce frumos să respingem. Planici. Planici pentru Nioere, să-l vedem pe Nioere. Nu știu dacă să-l mai introduc pe Alibec, nu cred că mai are rost, aș vrea să-l odihnez, vreau să fie în formă maximă pentru următoarele partide. Nioere nu câștigă aici, aș vrea să-i dau mai multă încredere și lui Nioere, pasă pentru Denisman. Denisman în fața lui, 4-1, Denisman, Denisman, fentă de șut. Haide băi, Denise, băi. Pintili. Pintili, e fault. E fault de cartonaș, zic eu, pentru că așa a făcut și Gămaș și a dat galbenă. Arcan trebuie să-i dea galbenul și lui. Iată-l pe Nedelcu, să vede ce face. Execută scurt. Pintili. Pintili! Peste poartă. Bună încercarea, dar totuși destul de departe. Mai fac o simplă modificare. Pe Stoica în locul lui Pintili și îl pun aici. Îl băgăm și pe Stoica, iese Pintili. 3-1 pentru Steaua. Iată arbitrul rugă pe Pintili să iasă mai repede. Intră Stoica, un jucător destul de tânăr. Sau cel puțin așa, cred, nu știu. Aici sper să nu mă încurc. Caparco va degaja. Ne permitem. La 3-1. Planici. Tănase. Iată aici Nioere pentru Denisman. O nouă șansă pentru Denisman. Denisman. Sperăm să nu mai rateze și acum. Ce ratare mare are Denisman. Chiajna scapă cu fața curată și de această dată Benzar. Pentru Nioere, Nioere, fenomenal, se luptă aici Nioere, Harlem Nioere, pentru Tănase, Tănase pare destul de obosit și obține cornerul. A doua șansă mare avută de Denisman, să vedem centrarea lui Tănase. Pentru Nedelcu, sare Nedelcu la cap, Benzar ajunge la minge, încercase pasa pentru Tănase, cred că era offside totuși la Tănase, însă jocul continuă. Ce frumos combinăm din prima, Tănase. Nu prea are soluții, pasează Stoica, Benzar, Denisman, călcâi pentru Benzar, Benzar, Stoica, Stoica, în blocaj, șutul acestuia, jocul însă continuă, posesia este în continuare a steliștilor. Pasă pentru Nioere, Nioere, din nou blocaj șutul lui Harlem Nioere, câștigându-l, Nedelcu, Tănase, Nioere, Nedelcu. Nedelcu blocat bine încă o dată. Ce frumos aici s-au apărat cei de la Chiajna. Au reușit să blocheze mai toate șuturile. Tănase și el blocat. Și face un faul la ultima fază. E galben. E galben, dar s-a terminat. Chiajna pierde partida asta. Steaua câștigă, este 3-1, minutul 94, au fost arătate doar 2 minute de la margine. Învingem liderul, învingem liderul cu 3-1. Iată-i cât de dezamăgit sunt. Dar să zică mersi pentru că puteau primi mai multe goluri, mult mai multe goluri. Steaua chiar a arătat a o echipă de Champions League, de primăvară pe care UEFA Champions League. Chiar n-a avut nicio șansă,
Viitorul 3-0 cu Iași, CFR 2-0 cu Giurgiu, Dinamo ia bătaie de Craiova 1-0, 2-2 Sepsi cu Voluntari, Timișoara egal și ea cu Juventus București, iar Botoșani învinge Gazmetan Media și iată și clasamentul. Primele trei locuri rămâne schimbate, Botoșani urcă, Viitorul urcă, Craiova urcă, Astra scade, Dinamo rămâne pe locul 10, Voluntari pe ultima poziție în continuare, are 28 de goluri primite. Nu înțeleg ce se întâmplă cu Voluntari, au primit atât de multe goluri, pentru că nimeni nu are marcate 28 în primul. Noi avem 14, Chiajna are 20. Și Botoșani rămâne cu cea mai bună apărare din Liga 1. Gazul, deși are a treia apărare din Liga 1, este pe locul 9, pentru că are foarte puține goluri marcate. Va urma o perioadă de transferuri după această partidă cu Juventus București, o perioadă de transferuri interesantă. Trebuie să ne gândim ce vom face, pe cine vom transfera, ce vom lua. Simulăm meciul ăsta și vreau să văd ce facem. Batem cu 1-0, Chiajna e bătaie de Dinamo și trecem pe prima poziție. Sepsi bate CFR-ul, da, așa-mi place, tata, așa-mi place. Suntem pe primul loc, urmează o campanie de transferuri și ar trebui să fie importantă pentru noi. Pentru că vreau să luăm anumit jucător, trebuie să ne întărim pentru Champions League. Aș vrea sincer să iau jucător român sau cel puțin care evoluează în Liga 1. N-aș vrea jucător străin. Doar dacă evoluează în Liga 1 străin, vom vedea ce vom lua. Deac mi se pare un posibil transfer. La fel și Mitriță, Băluță. De pe la Dinamo nu știu dacă am pe cine să iau. Poate, dar nu, n-am pe cine. Nu știu dacă va veni Florin Andone, dar am atacant, nu știu. Și în benzi e mai greu la mijloc. Poate pe fund aș mai lua ceva. Pe linia de fund, pentru că nu prea am rezerve pe linia de fund. Găman scârție în ultima perioadă. Trebuie să răspundem la oferte. Nu o să răspund la nicio ofertă pentru că nu vreau. Și Bolbădean se retrage la sfârșitul acestui sezon. Un anunț din partea sa. Haideți să vedem la negocieri ce avem pe aici. Teixeira, sume mici pentru eu, Teixeira și pentru Stăncioiu la fel. Vă dați seama că nu voi accepta. Nu vreau să caut jucători aici. Să vedem ce avem. Nu. Mergem mai departe pentru că nu voi accepta să mă duc la Porto. Rămân la acest club. Pentru că e un club ce-mi place, nu e regla. Vine Atanase, Rossi, Mateius, Latinschi, Ungurușanu, Constantin, Drăghia, Miron și Bucurică în echipa lunii decembrie. Și începe perioada de transferuri în Liga 1. Vreau să îmi spuneți în comentarii pe cine ați vrea voi să transferăm, pe cine aș vrea să luăm la echipă, dar român sau jucător care evoluează în Liga 1. Eu am fost X-Blocker, sper că v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, un share și un subscribe. Până data viitoare, toate cele bune, pa, pa!